O Românie cu proiecte pentru viitor. O Românie care își pune resursele în mișcare cu înțelepciune. Pentru ca românii să aibă locuri de muncă aici, în țară. O Românie mai curată și mai fericită. Cu toții ne dorim același lucru. O Românie mai puternică, cu energie din Marea Neagră. OMV Petrom. Energia pentru o viață mai bună. A dat-o Vlăduț grav de tot. Simplu, Vlad Voiculescu a scris că cifrele pandemiei pe care le livra guvernul Orban înainte de alegeri n-aveau legătură cu realitatea, din cauza că 1. Nu erau incluse focarele și 2. PNL uita să treacă 2 zile la calcul din cele 14 care se iau în considerare când se măsoară incidența. Ne furăm singuri căciula, spune Vlad Voiculescu. Cu alte cuvinte, el amintea copilului ce spune Voiculescu. PNL a mințit, domne, a aranjat cifrele, a trișat, cum vreți să spuneți? Ei bine, după toate astea, iese din nou Vlad Voiculescu și scrie așa. Modul de calcul făcut de fostul guvern era unul, într-adevăr, diferit față de noua formulă de calcul, însă nu este nimic dramatic aici. Serios? Mă, omul, ne crede tâmpit sau cum? Spui că PNL scotea 2 zile din calcul, spui că ne furăm singuri căciula, iar acum apari ca o floricică și o arzi mănăstirește, așa. Nimic dramatic, fii mei, sunt atâtea căi de a calcula câte Domnul a lăsat sub soare. Amin. Vlad Voiculescu mai are puțin și ne zice că acel comentariu era de fapt un mesaj de felicitare, domne, că era mândru de realizările PNL-ului, că vrea să felicite pe această cale poporul penelist. Nu știu dacă e o cale mai scurtă de a te face de baftă decât asta. Să bagi șopârle, să o arzi cu apropouri, iar când ești luat la întrebări, hai bă, zice, probe ai, să o dai cu... Nu, nenea, stai, nenea, nu dădea, că eu am zis așa, eu din contră te respect pe matale și pe familia lui matale, cum să zic eu ceva despre morții lui matale? Și da, am ajuns să cred că acest om prea ne ia de proști, prea ne explică ce idioți suntem că înțelegem altceva decât spune el. Boss, ori te exprimi prost, ori o dai după aia cotită, alege. Problema e la tine, nu la noi. Timingul pentru domnul Voiculescu a expirat și cred că după această nouă poziționare de atac mincinoasă la adresa coaliției, domnul Voiculescu trebuie să plece. Acest om a scăpat hățurile pandemiei din mâini și atunci lansează tot felul de petarde și perdele de fum ca să-și acopere crasa incompetență. Vlăduț, rușine, Vlăduț, n-o să-ți iertăm asta niciodată. L-ai făcut până și pe antipaticul domn Florin Roman să aibă dreptate. Da, cam așa e. Stai cu bățul la gard pe Facebook zilnic, dai perverse de-astea, pui între ghilimele, faci cu ochiul, bagabonțel de cartier, după care... A, nu, eu? Nu, frate, n-am nimic cu nimeni, ce să nu, chiar voiam să-i felicit pe toți pentru că sunt mișto de tot. Nu merge așa, mă, nene, când ești la putere. Numărul de locuri de terapie intensivă este limitat. Autoritățile competente nu s-au preocupat să extindă numărul locurilor de terapie intensivă pentru pacienții COVID și suntem în această situație când, practic, în fiecare zi se ajunge la limită. Autoritățile competente nu s-au preocupat, zice președintele. Autoritățile este Vlăduț, ca să zic așa. Cu alte cuvinte, Iohannis a rezolvat-o, domne, și cu paturile de la ATI a găsit responsabilul. Nu e guvernul Câțu, nu e fostul guvern care n-a pregătit valul al treilea, nu e Neluțu Tătaru, nu. Lipsa paturilor de la ATI este vina lui Vlad Voiculescu. Nu s-a preocupat. De ce nu te-ai preocupat, mă, băiatule? Scenariul ăsta pare. Băi, o tragem public lui Vlăduț, îi punem în cârcă dezastru din spitale și ne-am salvat noi, marele Partid Național Liberal. Iar lui Vlăduț, nu știu cum să zic, dar mă pare că îi place așa. Aș vrea să vorbim despre libertate. Și nu orice fel de libertate, ci despre libertatea de exprimare. De câte ori n-ați auzit cunoscut sau rude zicând... Ai văzut, mă, cu chestia aia? Deci,
Uite că mor oamenii de la AstraZeneca. Mă, unde ai citit? Întrebi. E, unde? E peste tot, mă, tu nu te uiți. Voi ați citit presa? Ce să facem? Care? Presa noastră de ziare. Aproape că nu mai contează sursa, e peste tot. Pentru că e atât de ușor astăzi să propagi orice demență. Iar toate acestea se întâmplă, Sanchi, în numele libertății de exprimare. Să ne înțelegem, nicio libertate de exprimare nu există fără gândire critică. Libertatea de exprimare fără gândire critică este doar libertatea de a fi prost. Da, sigur că ești liber să fii prost. Vorba aia, își exercită atât de mulți această libertate. Problema e când ești prost și faci pe deșteptul și din cauza asta mor oameni. Îi auziți zi de zi pe unii și pe alții. Ce vrei, domne? Ce? Eu așa cred. Asta-i părerea mea. Ce vă deranjează? Ăsta e argumentul șoșocilor de azi. A, ia uitați, oameni buni cum au sărit. Se pare că îi deranjezi pe mulți. O, da, unii se simt scandalizați când văd că tâmpenia e scoasă în față și împachetată ca adevăr științific. Ceea ce va schimba România va fi iubirea, dragostea, nu restricțiile. Eu zic că lockdown-ul nu face bine. Eu zic că masca nu face bine. Nu e libertate de exprimare să lași pe cineva la TV să spună zi de zi că oxigenul îi ucide pe bolnavii de COVID. Vin sute de medici și spun că nici vorbă de așa ceva, iar tu continui să promovezi o inepție, o idioțenie cu urmări tragice. Pandemia nu există, virusul nu există, există doar șoșoaca și alți câțiva inculți zgomotoși care știu ei, domne, cum stau lucrurile pe lume, nu? E și amuzant, pare că fiecare televiziune și-a găsit nebunii și îi mulge seară de seară. De ce? Pentru că libertate de exprimare, nimă! Dacă m-ați dacă invitat, eu doresc să aflu niște întrebări. Și... eu încerc să-i scot cât pot de repede de pe oxigen. Vreau ca organismul lor să preia conducerea corpului. Da, bă, asta aveți... întrebări în cascadă, așa. Vă rog, da, domnul, sunt mai inteligentă ca alții. Vă rog, doamna Șoșoacă, domnule profesor, vă rog. Corect. Chiar și coada șoricelului, mă scuzați, corect, domnul Ciutacu, dar în protocolul oficial există ceai pectoral. E, ca jurnalist, ca om, pui întrebări și îți pui întrebări. E de interes public când un medic spune că a vindecat mii de pacienți cu un tratament normal. Dar e tot de interes public să-i pui întrebări și să vezi dacă e ceva adevărat. E o vorbă. Dacă mă uit la televizor, nu înseamnă că știu să și fac sau să repar un televizor. E cel mai ușor să aduci nebuni și dezaxați la TV. Practic, faci un bâlci. Da, ții oamenii la TV ca Dănuț Diaconescu atunci când o căuta pe Elodia. Suspans, minciuni și hai să îi înspăimântăm pe oameni. Să ne înțelegem. Nu e nici pe departe vorba aici de a ne supune fără să zicem nimic la tot ce debitează guvernele. Nici de cum. Trebuie să fim critici și să arătăm zi de zi nenorocirile pe care le fac guvernele. De la cum îi îmbogățesc pe unii și pe alții, până la modul în care își ascund ei înșiși, cei din guvernele lumii, averile. Cum limitează libertăți de multe ori doar ca să suspende ce-a mai rămas din democrație. Se întâmplă peste tot în lume. Toate astea există. Și trebuie să vorbim despre ele. Dar asta înseamnă ceva. Pe când să asculți pe niște zguduiți cum povestesc tâmpenii, e cu totul altceva. Așa se vând șoșocii de pretutindeni. Noi ne opunem, suntem răzvrătiți, critici. Nu, mă, nu, sunteți doar oportuniști. Exploatați frustrarea colectivă și durerea oamenilor. Și fix asta fac și televiziunile care promovează mizerie. Toate elementele converg spre această concluzie. Și nu funcționează treaba asta cu domne, noi dăm ce vrem noi la TV și oamenii aleg, nu? Nu poți să pui în galantar la piață rahat de capră despre care să minți că tratează miopia, iar apoi să zici, ce vrei, domne, n-având rahat? Păi dacă oamenii cumpără... Bun, mergem mai departe. Bună seara. Bună seara. Vegetarian.
Au început să vină toți nebuni. Nu sunt nebun, sunt vampir. O creatură a nopții. Înțeles. Ok, jucăm jocul ăsta. Deci chiar există vampiri? Da, normal că existăm. Chiar dacă guvernanții au uitat complet de noi. Dar ce? Vreți și voi pensii speciale? E mai greu cu pensiile speciale pentru voi. Na, sunteți nemuritori, după aia trebuie să plătim o veșnicie. Nu merge, nu... Nu vrem pensii, nu. Domnule. Aha. Dar ce vreți? Vrem și noi să putem ieși din casă. Nu se mai poate așa. E bătaie de joc. Cum adică să extindă carantina de noapte? La noi, vampirii, nu se gândesc și se mai spune că suntem patria lui Dracula. Aiurea, pun pariu că vampirii au parte de mai mult respect prin alte părți. Mm-hmm. Și ce propune? Să nu mai fie deloc carantină? Ba da, să fie. Dar ziua, nu noaptea, când am și eu nevoie să-mi rezolv treburile, să fac rost de mâncare. Păi și oamenii când mai merg la muncă, da? Noaptea! Oricum, nu înțeleg de ce le place atât de mult ziua. Poate soarele, da, tintru lumina în ochi, te orbește. Alo, alo! Doamnă, chiar credeți că o să scăpați de filtrul poliției, domnul? Crezi că n-am văzut că ați intrat la domnul Spătare să trăiți? Pătrarul, la... să trăiți. Dar nu de dumneavoastră fugeam. Haide, domnule, iar ai venit serios. Oprește oamenii după te stradă. Te băgat, domnule, dumneavoastră. Doamnă, vă rog frumos, vreau să vă și o declarație și una de identitate. Poftiți. Yeah. Bun. Văd aici că... buletin fals? Cum să fie fals? Păi scrie că sunteți născut în... 1383? Da, în cetatea de scaun a țării românești. Da. Dar chiar așa vă bate joc de organ, doamnă? Nu, nu, nu. Chiar atunci s-a născut. Că doamna e vampir, domne. O creatură a nopții. O să verific imediat prin stație. Ia să vedem și declarația. Așa. Ce? Falsă în acte, doamnă. Falsă. Păi cum să vă procurați hrană când toate magazinele sunt închise? Ia spuneți! Simplu. E simplu? De aici. De aici? Da. Hă? Da. De aici. Ia fi atent. Ce? Lați-l. Bă! Nu, bă! E carnivor. Alo! Alo, păstrați distanța. Păi da, e pandemie. Ce facem aici? A compostat.